consultate dimineața. La telefon v-a sunat premierul? Da, sigur. Președintele partidului. Să vă consulte sau să vă înștiințeze? Nu, să ne consulte dacă suntem de acord. Cel puțin așa mi s-a pus, așa am discutat. Și dumneavoastră de ce ați fi de acord cu această variantă? Pentru că este varianta cea mai firească. Am făcut împreună actul de guvernare până acum, nu văd de ce să-l facem singuri, mai ales când există în rândul alte doritori să continue cu noi. Există în același timp și o decizie a unui for statutar al ALDE de a ieși de la guvernare și de a rupe coaliția cu Partidul Social Democrat. Da. Numai că cei care sunt nemulțumiți în ALDE spun că ei nu au fost consultați de mine. Și totuși sunt parlamentari. Sunt totuși parlamentari. Deci e o problemă ALDE până la urmă. Eu zic că președintele Claus Iohannis acest demers, că până la urmă aici se... Da, iată imagine de la sediul Partidului Social Democrat. Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Îl aveți în imagine pe Liviu Dragnea, ieșit după câteva luni de închisoare. Nu, bănuiesc că Liviu Dragnea e așa după aspect, uitându-mă. Eu știam că e la service auto Liviu Dragnea în pușcărie, nu la birou de operații estetice, dar ar putea fi, are ceva din el, are așa o atitudine dragnistă un pic. Există acolo o grupare în Partidul Social Democrat formată din câțiva lideri, semi-lideri, Valeca și încă două, trei persoane care au ceva din Liviu Dragnea, domnule. Mai trăiește un pic Liviu Dragnea în Partidul Social Democrat în fizionomia lor și aici găsim ceva de Liviu Dragnea pe buza de sus. Arată, zici că e de acolo, adică practic a rămas, aici și-a lăsat în urmă această mustață atârnândă acolo, nu? Uite, și a plecat. Se întoarce. Și mersul. Imagini interesante de la sediul Partidului Social Democrat, unde se întâmplă lucruri, dar mai important e ce s-a întâmplat la guvern. Viorica Dăncilă, așa cum o știm noi, domnule, așa cum e ea, femeie în casă, cum are ea apucăturile astea de a rezolva problemele, necazurile din casă, asta face până la urmă femeia, nu? Ține casă. Și a încercat să... Și cu stereotipiile astea la tine? A încercat să rezolve evenimentele cu următoarea întâmplare. A propus 3 miniștri de la ALDE în ideea că nu se face nicio restructurare. Nu se face nicio restructurare. Am rămas împreună cu ALDE. Nu se face nicio schimbare a componenței politice. Da, pentru că iată că avem oameni care pleacă de la ALDE, dar aceiași oameni tot de la ALDE, uite, unii se întorc. Uite, cum de exemplu e doamna Grațiela Gavrilă. Deci am rămas cu ALDE împreună, sigur, unii de la ALDE sunt nemulțumiți. Asta înseamnă că nu trebuie să trecem neapărat prin Parlament săptămâna viitoare. Hai să o ascultăm, Viorica Dăncilă. În calitate de prim-ministru, am decis să nominalizez reprezentanții ALDE pentru portofoliile rămase vacante în urma demisiilor de la finalul lunii august. Am toată aprecierea pentru acei membri ai ALDE care au înțeles că România are nevoie de stabilitate și, dincolo de interesul personal sau de miza politică, importante sunt România și românii, și au decis să respecte votul oamenilor din 2016 și programul de guvernare pe care ni l-am asumat împreună. Este important să continuăm guvernarea pentru a oferi stabilitate, să ne mobilizăm pentru consolidarea imaginii României în plan extern, mai ales în acest moment când trebuie să susținem comisarul, reprezentantul nostru pentru Comisia Europeană. Pornind de la interesele României, pornind de la interesele românilor, am luat decizia de a nominaliza reprezentanții ai ALDE pentru cele 3 portofolii vacante. Deci, voi transmite către președintele României următoarele nominalizări. Pentru portofoliul mediului și viceprim-ministru Grațiela Gavrilescu. Pentru portofoliul energiei, domnul Ion Cupa. Pentru portofoliul relației cu Parlamentul, domnul Ștefan Băișanu. De asemenea, având în vedere că pe data de 12 septembrie expiră interimatul de la Ministerul Afacerilor Interne și trebuie să pregătim în primul rând alegerile prezidențiale, dar să răspundem și provocărilor actuale. De asemenea, având în vedere că pe data de 18 septembrie expiră interimatul pentru Ministerul Educației Naționale, iar funcția pentru vicepremier pe probleme economice este vacantă, voi transmite către domnul președinte Iohannis
următoarele propuneri de miniștri. Pentru Ministerul Afacerilor Interne, domnul Dan Chirilă, actual secretar de stat în cadrul acestui minister. Pentru Ministerul Educației Naționale, doamna Camelia Gavrilă. Pentru funcția de viceprim-ministru, domnul Dan Matei. Sper ca de această dată domnul președinte Iohannis să acționeze ca președinte a României și nu ca și candidat pentru această funcție și să nu blocheze orice inițiativă de normalitate pentru România. Este... Da, imagini cu un puternic impact emoțional, doamna Dăncilă, venind cu tot felul de nume pe care cu greu le putem identifica, cărora greu le putem asocia o figură. Cine sunt oamenii ăștia pe care i-a propus, uite, Chirilă, ci că la interne. Bă, bine că nu-i Tudor Chirilă, dar așa mai rezolvam cumva. Domnul Chirilă la interne a venit cu aceste propuneri, doamna Viorica Dăncilă, dar ce mi s-a părut semnificativ, această manevră a celor de la Partidul Social Democrat de a băga în guvern oameni din ALDE, în senzația că nu se va mai trece săptămâna viitoare pe un parlament în felul acesta. Și de-aia i-a băgat oameni din ALDE în guvern. N-a înțeles că atunci când îi bagă în guvern, îi scoate din ALDE. Zi, e o mare problemă de logică. Intern, păi, adică, totuși, eu am înțeles, s-a dat, domne, Putin, s-a făcut un Putin ALDE, mai e Tăricianu președintele partidului. Poți fi, domnule, membru acum și în Guvernul României și în ALDE care e în opoziție. De bine, dacă era partidul lui Victor Ponta, înțelegeam, acolo ar fi fost o stare de normalitate. Dar aici fiecare dintre acești trădători care va accepta să colaboreze cu inamicul declarat al domnului Tăricianu, va fi exclus din partid. Asta în situația în care nu vor câștiga lupta internă, care probabil ce se va duce. Internă, domne? În ALDE acolo vor fi oameni care vor dori să rămână la guvernare, da, în ciuda domnului Tăricianu. Cine, domne, cine? Păi uite, de exemplu, e o filială foarte importantă, ALDE Prahova. Are obținut un scor bun la alegerile parlamentare. Ce, Grațiela Gavrilescu? Din 2016 a obținut 8% acolo. Deci e ceva foarte puternic pentru ALDE, da? Da, nu sunt oameni, acolo nu sunt fețe. Îl avem deputat pe Meleșcanu din partea ALDE Prahova și senatoarea Grațiela Gavrilescu. Și acum, invers. Dom'le, trebuie să înțelegem și să înțelegem și pe femeia asta, care și ea a obligație de ei. Adică în momentul când Grațiela Gavrilescu revine în guvern, cu toate că ea și-a dat demisia din guvernul ăsta, domnule, și-a dat seama, a stat un pic, a fost un moment de entuziasm, după care și-a dat seama. Uite, eu am, doamna, eu, Grațiela Gavrilescu, am pe Ciornea Anca, director adjunct SC Hidro Prahova, cine este? Sora domnului Gavrilescu. Director adjunct la SC Hidro Prahova. Apoi are și are o fină, de exemplu, fina doamnei Gavrilescu, Badicu Gianina, director adjunct la ADI Prahova. Deci în zona respectivă sunt tot felul de oameni care depind de rămânerea la guvernare. Nu vi mai zic, uite, vi mai zic, Fârloagă Andrei, funcționar la Consulatul României la Roma, finul doamnei Gavrilescu. Asta doamna Gavrilescu, din entuziasmul ăla cu care și-a dat demisia, auză, Tăricianu s-o fi retras de la guvernare scârbit de nepotismul doamnei Grațiela Gavrilescu. tot vorbea Tăricianu despre nepotism. Păi, dar Grațiela Gavrilescu a împânzit nepotismul în tot guvernul și nu numai în guvern, uite, în instituții ale statului, în diverse foruri astea diplomatice. Că, domnule, Grațiela asta, că mi s-a părut de o modestie ieșită din comun, dar și nu în sensul bun, în sensul așa al capacităților sale. A fost viceprimăriță din partea partidului lui Voiculescu, pe asta a scris la PNL, că PNL pe vremea aia a luat absolut orice ciuruc politic, după care a trădat PNL-ul și a făcut PLR-ul cu Tăricianu. Eu am mai povestit odată. M-am întâlnit cu doamna Grațiela Gavrilescu pe un hol mai lărguț al unei televiziuni, trecea pe lângă mine, încercam să trec și eu pe lângă ea, la un moment dat am felicitat-o. Nu mai simt eu nevoia să o felicit. Felicitări, doamne. Pentru ce? Foarte așa, circumspectă. Dar pentru ce mă felicitați? Zic, păi sunteți dita mai președintele PLR. Haideți, domne, terminat. Și a plecat. Deci îți dai seama. Da, cam ăsta e nivelul. True story, ca să spun așa. Femeia și-a dat seama și atunci că era o marionetă, săraca. Da, exact aceea situație, ca atunci când strige analfabeta și se întoarce Viorica Dăncilă. Felicitări. Păi pentru ce? Femeia știe clar că nu are de ce să fie felicitată în viața asta. Acum, pe de altă parte, vedem că în ALDE, mai e al doilea argument solid, zic eu, în ALDE oamenii își fac calcule și te gândesc, bă, nu mai prindem, doamne, iartă-mă, nimic la parlamentarele care o să urmeze. Și atunci hai să facem la blocare, hai să ne întoarcem cumva la de unde am plecat, la PSD-ul ăsta, pentru că până la urmă sub ei am reușit să devenim și noi
cineva în viață. Nu, adică într-un fel mă gândesc că își fac și un calcul rațional așa oamenii ăștia dincolo de entuziasmul lui Tăricianu. Ieșim de la guvernare, gata, terminăm. Hai să facem o precizare, doamna premier. Cupă, doamnă. Cupă, eu am cupă, nu cupa. Deci dacă tot îl vreți ministru, că vi se pare așa grozav și l-ați urmărit de mult și vă place activitatea politică a domnului deputat, cupă îl cheamă. Cupă. Ion Cupă. Bă, ca așa să știți cu cipă cine vreți neapărat în guvernul României. Am un citat în grație la Leocadia Gavrilescu, după vremea când era loială domnului Tăricianu. Da. Demisia mea, bineînțeles că astăzi, după ședința de guvern, o să o prezint doamnei premier, o să fie depusă la Secretariatul General al Guvernului. Și începe. Viața continuă și fără a fi ministru. Sunt bucuros, în schimb, că în perioada de mandat am putut să fac, să drec, să nu știu ce, să așa. Întotdeauna e loc de mult mai bine și întotdeauna sunt lucruri pe care poți să le faci și consider că cei care o să urmeze... Da? Cei care o să urmeze. Păi nu, e chiar corect grama. Mă rog. O să continue în aceeași direcție și cu certitudine nu o să se repete anul 2016, care a fost cel mai mare dezastru pentru România în domeniul mediului. Doamnă, deci până la urmă continuă sau nu continuă viața fără a fi ministru? Că văd că nu mai continuă viața. Deci de când și-a depus mandatul, da, 27 august până în prezent, cred că viața ei s-a blocat. Nu e vorba numai de viața ei. E viața familiei, viața subalternilor, viața pilelor. Eu pot să continui lista asta, că mai eu mai zic câteva nume, să vedem cine era grație la asta. Pătrașcu Vasile, Pătrașcu cel bun. Președinte, Consiliul Județean, și ăsta, om de-al doamnei grație la grație. Mai dă-ne. S-au adunat, toți oamenii ăștia s-au adunat acolo, Horia Toma, inspector general ajuns la învățământ. Tot în zona doamnei grație. Dom'le, toți oamenii ăștia s-au adunat în jurul dânsei ca o cloșcă, care îi păstura așa ca o cloșcă, după în urma acestei pui de aur. Reușite, nu, de a se asocia cu PSD-ul și de a ajunge la guvernare. Și pe aia și-a dat seama, și-a făcut un exercițiu interior și-a dat seama, bă, toți oamenii și-a depind de mine, mă. Eu, nu pentru eu mine rămân ministru. Nu pentru mine trădez. Nu pentru mine. Nu. Pentru această frumoasă listă. Oamenii ăștia au nevoie de un stăpân. Da. Oamenii ăștia au nevoie de cineva să-i îndrume. Se întoarce Grațiela, femeia care a dat un ordin de ministru să fie mutat un cuib de barză. Este singurul lucru cu care rămânem din istoria doamnei Grațiela Gavrilescu. Un accident politic de mari proporții. O femeie de un traseism rar întâlnit la sexul frumos și mai puțin frumos. Este unul dintre cei care, domne, au sfidat tot ce se poate sfida în domeniu. Ca să facem o completare, să înțeleg numai ce suntem așa ușor scârbiți de doamna Gavrilescu. Și... Grațioasa, cum îi se spune în partid. Grava. Da. Gravilescu trebuia să se numească. Domne, de fiecare dată când venea cineva cu o propunere care avea legătură cu mediul, cu protejarea mediului, se uita scârbită până cât interlocutorul pleca pentru că își dea seama, băi, ce urmează, mă scuipă, ce vrea. Deci este cel mai reticent ministru al mediului pe care l-am avut noi vreodată. Da. Nu se putea negocia. Și era pe principiu, nu negociezi cu teroriștii. Ea nu negocia, nu știu, cu ăștia, cu ecologiștii, să mă exprim așa. Dar Ministerul Mediului, săraca, deci este ministru care a dat mai multă libertate vânătorilor. Dar nu vreți să împușcați mai mulți urși? Dar nu vreți să împușcați mai mulți urși? Să mai reducem efectivele astea de animale din pădure. Ministru împotriva mediului înconjurător, doamna Grațiela Gavrilescu, se întoarce la locul faptei, această făptuitoare de ministru. Eu de când am auzit că un ministru al mediului vrea să crească un pic cota de animale omorâte până în pușcare de vânători, eu mi-am dat seama că este, cum să spun, e agent dublu, mă. E agent dublu. E trimisă la mediu ca să-l... Ca din potrivă. Măcelărească la propriu. Să-l ascultăm pe Călin Popescu-Tăricianu reacționând la ce se întâmplă acum. Fericitul înfrânt, Călin Popescu-Tăricianu. Dacă o să luați articolul 85, acolo este foarte explicit menționat faptul că pentru restructurarea guvernului, în cazul în care se schimbă compoziția politică a acestuia, este necesar votul de încredere al Parlamentului. Votul de încredere al Parlamentului, dacă domnul Ciolacu sau altcineva consideră că este numai nevoie de o majoritate simplă, și dacă nu trece bine, se duce și continuă guvernarea prim-ministru respectiv, este o apreciere greșită. De ce? Pentru că atunci n-ar mai fi nevoie, dacă de votul Parlamentului nu ține cont, n-ar mai fi nevoie să vină să ceară votul Parlamentului. Deci este o ruptură logică evidentă. Votul de încredere al Parlamentului pentru primul ministru și pentru echipa sa se acordă cu votul majorității membrilor Parlamentului. Dumneavoastră personal, domnule președinte, credeți în ideea aceasta a dialogului lansată de domnul Teodor Meleșcanu? În urmă cu puțin timp a ajuns la birou și a spus că dumneavoastră sunteți primul care a strădat când a scos ALDE de la guvernare. Deci decizia de a ieși de la guvernare survine
ca urmare a faptului că actuala coaliție, dintr-o serie de motive, deficiențe de comunicare, deficiențe de acțiune, a ajuns într-o postură foarte proastă și toate sondajele demonstrează elocvent acest lucru. Preocuparea colegilor mei este de a ne continua drumul și existența și nu de a asigura cu orice preț, mă refer la dispariția partidului, supraviețuirea domnului Meleșcanu sau a doamnei Dăncilă la guvernare. Când ne-am despărțit de doamna Dăncilă, când i-am comunicat că probabil decizia noastră în delegația permanentă va fi de a ieși de la guvernare, aici nu se poate pune problema că trădare, netrădare, că nu trădăm pe nimeni, ce suntem însurați ca să ne trădăm. Este o coaliție politică care s-a stabilit că funcționează în anumiți termeni. Când constatăm că nu ne mai înțelegem, ne despărțim civilizat și ne vedem de drum în continuare. Da? Da? O clipă. Așteptați că vă spun eu când te... Bine, el a continuat mai departe, ne-a oprit aici că ne spune el când termină, nu vă spunem noi când terminați, domnul Tăricianu, e exact așa, doar vă spunem noi că sunteți terminați. Asta e clar. Dumneavoastră și colegii, domnul Tăricianu. Domnul Tăricianu explică acolo câteva cuvinte că nu e vorba de o trădare ce a făcut el ieșirea asta de la guvernare, că nu era măritat cu doamna Dăncilă și că interesant. E una dintre puținele femei cu care nu s-a însurat domnul Tăricianu. E interesant ce se va întâmpla, probabil va rămâne și fără grup la Camera Deputaților, așa cum rămâne la Senat. Va merge cu Ponta, ci că domnule, ne facem noi un grup al nostru. 6 aleși pe lista aceluiași partid. Da. Ar trebui mai are acum la Senat, la Cameră, dacă mai pleacă unul, nu mai sunt suficienți aleși pe lista aceluiași partid. Se adună împreună cu Ponta și fac 15. Poate să se împreuneze cu cine dorește, dar el rămâne fără oamenii necesari pe lista aceluiași partid și asta va fi o problemă, că înseamnă ceva, ce face un grup nou sau ce face? Un nou grup se numește Democrația. O să se numească și prostia. Din punctul meu de vedere. Chiar se va numi Democrația? N-au găsit altă. Și cum să-i spunem Democrația? Puteți să-i spuneți la ce a mai rămas din partidele astea două? Sărăcia. Ce este iarăși și nevoile și neamul. Cine sunt oamenii ăștia adunați acolo de doamna Viorica Dăncilă pe lista de propuneri în cupa guvern? Cupa Ion. Mi-a rămas așa. O să zicem Cupa. Că nu vreau să o contrazic pe doamna premier. E un deputat de Dolj de la ALDE. Da. Spre care nu avem multe de pomenit. Uitam așa cu siderare la numele ăsta pe care l-am nominalizat. A fost la PNL, a fost PDL, mă rog. Acum este traseul lui, viața lui de la ALDE. Da. Tot ce a avut liberal în nume l-a avut și pe domnul Cupă. PDL-ul, PNL-ul, ALDE-ul a avut tot ce trebuie. Dar domnul Dumitru Chirilă, care este nominalizat Dumitru Chirilă e ceva deosebit. A fi la interne. Și asta e un lucru pe care ni-l doream cu toții. Domnul Dumitru Chirilă a fost polițai. A fost, bine, agent de poliție. Asta e normal. Subofițer, cum era pe vreme. Agent Dumitru Chirilă. La un moment dat în cariera sa, domnul Dumitru Chirilă a zis, băi, stați-mă un pic, că m-am săturat să ame poliții de ăștia de sărac. Vreau și eu ceva mai frumos. A urmat niște studii, a urmat, ce să zic, a făcut facultatea de drept la Universitatea din Craiova. Asta a făcut el. A făcut și Colegiul Național de Apărare. Nu s-a mai putut opri. A făcut 3 mastere. A intrat în frenezia asta disperată a învățământului. Când te apucă, e foarte greu să te mai stăpânești după aia. El n-a avut nevoie de facultate. A stat liniștit fără facultate și la un moment dat a zis, i-a fugit piciorul. Da. Pe accelerația învățământului. Universitate, master, 3 mastere, Colegiul Național de Apărare. L-au făcut domnule ofițer, că nu mai puteai să-l ții, să alerge porumbei în parc când el avea atâtea studii. A devenit ofițer de poliție și evident ca orice om normal la 39 de ani s-a pensionat. Pentru că orice om civilizat, ca în țările civilizate, nu stai să muncești de să te găsească la 39 pensia. De ani. Deci nu uita Meleșcanul la el. Tu zici că noi mai avem puțin și ajungem la vârsta omului ăsta și el e pensionar deja. Deci domnul este a fost la 39 de ani a zis stop. Stop joc, gata. Păi când v-ați apucat, eu m-am săturat de atâta muncă. Dar nu e chiar muncă ce făcea la acolo. Și a luat o pensie de 7500 de lei. Ar fi luat mai mult, dar dacă nu i-a plăcut munca decât până la 39 de ani. Deci el încasa 7500 de lei ca pensionar la 39 de ani. Da. De ce să mai spun element biografic de viața lui? Muncesc de dimineața până seara și nu văd în viața lor suma asta de bani pe lună. Omul ăsta e reușit în viață, sigur că asta cumva l-argumentează. De ce l-ai pune? Bă, tu știi cât câștigă omul ăsta ca pensionar? Deci cumva, hai să-i dăm de lucru, doamne, acum ceva. Dacă e atât de eficient ca pensionar, gândiți-vă. Ce poate să facă când s-o apucă de treabă? Ca personaj activ. În urmă cu o lună, l-a găsit nu știm unde, Viorica, și l-a chemat la... Vine un pic să te fac secretar de stat. Tu nu vrei să fii secretar de stat. La tine un pic. Te mai ajut un pic. Arăți-a secretar de stat. Ai și pensia aia micuță. Eu am auzit, am mers prin țară și când lumea nu mă face analfabet, îmi spune, știți cât de greu trăiesc pensionarii? A identificat acest pensionar, l-a văzut încă în forță, l-a chemat la guvern, l-a făcut secretar de stat, a stat
o lună ca secretar de stat și i-a zis: te pierzi, tu ești prea mare talent, vino ministru, dacă îl face ministru. El stătea și ca pensionar, era la stat și ca... Deci am scăpat de pensionar, dar văd că e fixată pe pensionar, doamna Dăncilă. Pensionarul de Meleșcanu, pensionarul ăsta de Chirilă la 39 de ani, mă rog, acum are 41, și ca mai trecut vârsta. Și ca să încheiem această activitate a doamnei Dăncilă de astăzi, că a avut de lucru totuși, doamna Dăncilă a nominalizat, de exemplu, și un nou vicepremier. Vicepremier. Deci acolo e ceva deosebit. O nominalizare de vicepremier. Adică e ceva totuși în statul român, e o funcție care, până la urmă, te face să îngheți. Bă, vicepremier. Dita mai vicepremierul. Dita mai vicepremier. Vezi că e vicepremierul la ușă. Vicepremierul. După vicepremierul. Dita mai vicepremierul la ușă. Cine e omul ăsta de a fost nominalizat în postura de vicepremier? Că n-am mai auzit de el. N-ai auzit de Dan Matei? Dan Matei. Dan Matei. Dan Matei Agaton. Am auzit. Aia altceva. Un palmier, domn. Un om cât un palmier. Dar Dan Matei ăsta nu știu să-ți spun de unde l-aș putea ieși. Dar spun eu de unde l-ai putea. Ce cu el? Dânsul era consilierul doamnei Dăncilă. Îl avea la ea. Deci avea un nu consilier? Nu l-a adus, că toată lumea trebuie. De unde l-a scos? Nu l-a scos, domnule. Îl avea. Îl avea deja. L-a scos din buzunar. Îl purta la ea. Nu știi când e nevoie. Era pe probleme economice, probleme economice și la un moment dat probabil s-a întors așa spre FIFOR și i-a zis: mă trebuie un vicepremier. Și a trecut, doamnă, că-mi dăduseți unul să vie. Și a trecut ăsta pe-n față și doamna Dăncilă s-a uitat că ea are și privirea aia. Are după mers ea. Și a zis așa: bă, uite-te la el. Ăsta arată a vicepremier. Măi, Mihăiță, uite-te mă la el. Este singura fotografie a domnului propus vicepremier, Dan Matei, și cu Pablo Escobar erau mai multe poze în perioada în care era urmărit internațional. Dan Matei, un personaj extrem de ascuns, ascuns undeva în coloanele Palatului Victoria, consilierul doamnei Dăncilă. Doamne, deci el era consilier. Acum sper că nu s-a... n-a consiliat-o în alegerea vicepremierului de zonă. Mă, Dan Matei, fără Agaton. Ești consilierul meu, de ce te plătesc? Ca să vă consiliez, doamnă. Ia consiliază-mă tu pe mine, pe cine să numesc eu vicepremier. Doamnă, eu vă spun, mă credeți, nu mă credeți, pe mine. Bă, tu mereu mi-ai dat sfaturi bune. Bă, nu ești la primul sfat bun. Nu ești la primul sfat bun. El vine din Ministerul de Finanțe, ca să înțelegeți, dacă vă place așa ceva. El a fost directorul general al Direcției Generale de Politici, Analiză și Cercetare în domeniul finanțelor publice. Da. Asta e. El este și va fi vicepremier. E bun pe finanțe, mai rar așa ceva. Vă dați seama dacă o consilia pe Viorica Dăncilă pe parte de finanțe și pe parte de economie, vă dați seama cât de grozav e. Hai să-l vedem, să-l vedem la lucru pe domnul Meleșcanu, că azi a fost o ședință la Senat, a fost prima ședință pe care dânsul a prezidat-o, doar că nu o să putem să-l vedem. Că unul s-a prezentat la fața locului. Deci în calitatea asta de președinte al Senatului a avut scandal întreg. Dom'le, să-l lumim pe domnul Meleșcanu, să facem, să trecem. L-a sunat cineva cu 10-15 minute înainte să-i spună: vedeți că și astăzi e ședința de aia, de trebuie să o prezidați dumneavoastră. Cum ne-a ajuns? Nu știu. Da, i-ar fi spus ieri. Da. El are multe pe cap. L-ai spus omului ieri, vrei să țină minte până astăzi. El s-a dus astăzi, a fost văzut în Palatul Victoria la guvern. La Ministerul de Externe. Cred că s-a dus acolo să întrebe. Bre. Și ce facem cu alegerile astea europarlamentare? Că am înțeles că vor să vină mulți la vot. Domnul Meleșcanu, ușor defazat, ușor decalat, dar greu de pensionat, astăzi n-a ajuns la Senat, acolo unde ieri s-a ambiționat să devină președinte, dar avem ceva imagini, să mai plătiți privirea. Scandal la Senat, ia. Domnule președinte de ședință, vreau să vă întreb în primul rând unde este proaspătul președinte al Senatului. Că dacă începem cu o absență după ce abia l-ați ales ieri, doamna, e destul de procedură înseamnă altceva. Pe procedură, să decât știți, programul aștept... domnului Meleșcanu. Mai o secundă. E la guvern, nu? Semnează adeziunea la PSD. Domnule președinte, să știți că normal e că atunci când îți iei banii de președinte al Senatului să și vii la muncă. Eu înțeleg că domnul Meleșcanu e cu multe surse de venit, dar ar fi drăguț să și vină la serviciu dacă tot l-ați ales așa cum are tantam. Dumneavoastră ieri, colegii din PSD, ați făcut un gest execrabil și ați făcut alegerea unui membru din grupul ALDE, în condițiile în care grupul ALDE a avut propria propunere, încălcând regulamentul. Da, ce nu e clar. Ce nu e clar, domnul Tăricianu? Dar și-au bătut, nu reprezentați nimic. Dom'le, mă simt nerespectat. Păi ce să vă respecte, domnule? Și tot repetă în continuare această înfrângere. Doamne, e clar pentru toată lumea ce s-a întâmplat. Și-au bătut joc de dumneavoastră. Deci nu sunteți naratorul dumneavoastră, nu explicați. Nu vă explicăm ce s-a întâmplat. Un pic de valoare nu aveți. Adică ce îmbățoș
Chiar era el, deci dumneavoastră ați făcut un gest execrabil. Știi ce mă așteptam să se întâmple? Da. Se tăie microfonul așa și să înceapă să râdă. Ia vorbește-mă și fără microfon. Știi, sau să cheme jandarmi. Luați-l pe ăsta de aici. Cine e? Un băiat cu care ne-am făcut noi treaba când am avut nevoie. Tu nu, Tăricianu, păi așa meditați acum. Nu-mi place să mă bucur de rău nimănui. Dar mă bucur foarte tare de ce a pățit domnul Tăricianu. Pe asta făcea Tăricianu. Asta a făcut Tăricianu când a afectat PNL-ul. Acum nu mă interesează pe mine de soarta PNL-ului. Dar mă interesează de domnul Tăricianu, de profilul domnului Tăricianu. Că domnul Tăricianu astăzi îl trădează pe Crin Antonescu și Partidul Național Liberal, mâine poate trădează România. Păi mâine poate să trădeze propriul electorat. Mai e și parlamentar la mine în București. Păi n-a fost acuzată Viorica Dăncilă de înaltă trădare? Păi uite și domnul Tăricianu la mica păi lui și n-avea mă sens. Înaltă trădare, uite așa, l-a trădat de la înălțimea funcției de premier al României, jos de tot, pe domnul Tăricianu, simplu senator, era să zic senator ALDE, dar nemai având grup la Senat, senator, un senator oarecare. Un senator oarecare și acum, dacă tot l-am nominalizat pe domnul Meleșcanu, domnul Meleșcanu, să știți că este o aparință... PSD l-a nominalizat. Dar doar am adus numele în discuție. Ideea este că domnul Meleșcanu era o apariție pozitivă, de asta îi pare răul lui Tăricianu în lângă el. Pentru că îl punea pe Tăricianu în postura tânărului. Adică în momentul când apar lângă Meleșcanu, bă, pare un om tânăr. Deci pare că, domne... Păi e altă generație. Pare că mai e o generație și după Tăricianu. Și haideți, domne, ce mai... Ia stați un pic. Ia stați. Mele? Da, deci că mai trebuie să răbdăm un pic. Asta e un lucru pe care l-a înțeles. Pare că Tăricianu e o fază intermediară când îl vezi pe Meleșcanu. Spune că se mai continuă, dar se ajunge până la Meleșcanu, adică dacă vă puteți imagina. Chiar la capăt, nu a ajuns la capăt. Hai, domnule, tu la vârsta ta, dar pe Meleșcanu nu-l vezi? Și ceva de genul, bă, ăsta mai prinde un mandat sigur. Corect. E asigura psihic și emoțional posibilitatea încă unui mandat domnului Tăricianu. Că se uita, bă, dacă Meleșcanu mi-insistă. Eu sunt chiar îndreptățit să forțez nota. E, asta a înțeles și Meleșcanu, care dă-te seama totuși de la ce nivel a ajuns în Senat, când s-a așezat undeva într-o bancă, în banca lui, în banca lui în Senat. Haideți să vă arăt în ce bancă s-a așezat domnul Meleșcanu, înțelegând totuși că e perceput ca fiind un om în vârstă. Cum funcționează lucrurile astea? Uitați-vă puțin. Pletele aparțin academicianului Leon Dănăilă. Înțelegeți cât de tânăr pare în momentul de față domnul Meleșcanu, uitându-se mai departe către domnul Leon Dănăilă? Bine, sigur, e un cadru restrâns. Domnul Leon Dănăilă tocmai purtase o discuție cu maestru Șora, pe care îl invitase la Senat pentru, așa, să mai simtă atmosfera asta parlamentară, să vadă ce zice societatea civilă. Adică, mă gândesc că așa se continuă, nu? Cam asta e, mergem mai departe. Deci se poate și mai departe. Până unde se ajunge, domne? Vreau să știu unde se ajunge. Cine mai poate domnul Șora nu cred că mai... Bun, dar acum ce vreau să spun? Da, poate i-a cerut și eu sfat. A zis, domnul Dănăilă, știu că suntem pe poziții contrare, dar mă doare un pic aici. Unde? Uitați exact aici. Uitați aici unde m-am așezat. Cu ce m-am așezat pe scaun, mă doare. Și a zis, cred că domnul Dănăilă, sunt de cap, doctor, nu de fund. Hai să vedem părerea unui tânăr. Tânărului Varujan. Varujan, de organizația de tineret ALDE. Punem în registru ăsta discuția. Tânărul Varujan Vosganian. Junele Varujan Vosganian. Având o părere în legătură cu ce încearcă. Are păreri de la vârsta lui, domnule, a început deja. Să-l vedem pe acest copil al ALDE. Sigur că oricine poate fi nominalizat ministru. Dar dacă vrei ca respectivul să reprezinte ALDE, asta nu se poate, pentru că potrivit statutului ALDE și care a fost explicitat și printr-o decizie de săptămâna trecută, orice membru ALDE care acceptă nominalizarea într-o funcție de demnitate publică din partea altui partid, este automat radiat de pe lista membrilor. Deci ideea de a avea un guvern în care să fie reprezentat și ALDE este un șiretlic care nu va ține, pentru că înainte ca procedurile să înceapă, noi vom anunța că respectivii nu mai sunt membri ALDE. Nu se pune problema ca structura politică a guvernului să se refacă într-o formulă PSD-ALDE. ALDE a ieșit de la guvernare. A mai rămas un pic de ALDE la guvernare. Tânărul Varujan Vosganian. E naiv, mă, la vârsta lui. Nu se aștepta, domnule, să-i facă Viorica. Ei sunt stupefiați. Domnule, Viorica
Viorica, Viorica ne-a făcut ea nouă așa ceva. De aici încurcătura lor, pentru că ei nu înțeleg că nu Viorica a făcut-o pe asta. Uite la Viorica, să știți că nu, da, la Viorica. Adică nu s-a păcat pe Viorica la așa ceva. Păi mă parcă vă pe Viorica atunci când i s-a propus această strategie. Păi și cum să-i propun pe oamenii ăștia? Stă la ALDE. ALDE nu e la guvernare. Cum să-i pun? Păi se supără domnul Tăriceanu. Da, statutul ALDE. E statutul ALDE. E statutul ALDE, că nu pot să... De ce îmi spui asta? Nu pot să fac așa ceva. E statutul ALDE. Vrei să-i dea afară din partid pe oamenii ăștia? Nu putem face așa ceva. Plus că ar fi un gest execrabil. Ia încercați dumneavoastră. Ia încercați, doamna Viorica. Totuși, ia vedeți, poate... Bine, dar voi răspundeți. Voi răspundeți. Sforarilor. Dar cine a fi fost creierul care a găsit... Mișcarea e deșteaptă. Mișcarea, da. Eu cred că e venită de la consultant străin. Sau domnul FIFOR. Credeți că domnul FIFOR a gândit... Consultantul ăsta o fi gândit-o... Dan Matei ăsta, consilier, a zis, vă învăț să faceți ceva. Mă uit la voi de 6 luni. E clar că nu. Îți rămânem în acest bloc. Am tăcut. Vă spun eu ce să facem, dar vreau să fiu vicepremier. Pauză și ne întoarcem. Bună, România! Dacă vă întrebați ce fac oamenii ăștia la guvern, de ce sunt atât de disperați să rămână acolo, de ce toată această desfășurare de forțe să se agațe de funcțiile astea în care s-au instaurat, haideți să dăm și un răspuns acestor mireri. Oamenii ăștia s-au agățat de funcții ca să facă câte ceva pentru dumneavoastră. De exemplu, dacă ați fi în Dragomirești, undeva în Maramureș, și ar fi o școală acolo, școala aceea s-a renovat, s-a investit în acea școală spre renovare din mila lui Dumnezeu, că asta este, cu ajutorul lui Dumnezeu le facem pe toate, dar mai ales, domne, guvernul României, domne, a instaurat acolo, în școala respectivă, un soi de civilizație. Au restaurat o școală în Dragomirești, Maramureș. Din mila lui Dumnezeu s-a reabilitat în orașul Dragomirești școala gimnazială Liviu Rebreanu între anii 2017-2019. Și dacă se oprea aici, era regulă. Da, domnule, corect. Din mila și-a făcut... Cu sprijinul guvernului României, prim-ministru fiind doamna Viorica Dăncilă. Vezi că dâul de la Dăncilă e mai mare decât dâul de la Dumnezeu. Lucrările au fost executate de Sece Forean Trust, directorul școlii fiind preotul profesor Dănuț Iuga. Inaugurarea a avut loc în fața mulțimii de elevi, profesori, preoți și consilieri locali, având în frunte pe președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel V. Zețea, primar Dragomirești, preot profesor Vasile Țiplea, cu toate cele care urmează. Dom'le, practic pare o recenzie mai degrabă decât o placă de asta pro-memoria. Era foarte important să ne spună, domnule, cum s-a reabilitat școala asta. Dar zici că s-a construit vreun palat acolo în zonă și e nevoie să ai toate detaliile tehnice. Adică să știți școala asta când s-a reabilitat, că probabil vă plimbați până orașul Dragomirești, județul Maramureș. Mergeți de aceea până oraș, la un moment dat vedeți școala asta. Și vă întrebați partenerul de drum. Domnule, când s-o fi reabilitat școala asta, Liviu Rebreanu, între anii 2017-2019? Dar oare pumila lui Dumnezeu? Asta e clar. Asta nu discutăm. Cine era premier, domne, atunci? Cine era premierul României în perioada respectivă? Viorica Dăncilă. Că mila lui Dumnezeu, vezi că dacă ar fi fost doar asta, dar nu a fost suficient. A trebuit să intervine și Viorica Dăncilă. Dar tu îți dai seama că omul ăsta, Vasile Țiplea, pe care vă rog eu să-l contactăm telefonic, că avem multe întrebări fără răspuns, a simțit nevoia să bată în piatră numele și societății comerciale care a fost plătite să facă renovare. Dar unde spune, mă, și muncitorul care a făcut mortarul? Cum se numea el? Omul care a venit cu cimentul. Iarăși, cine a dat cu bidineaua pe acolo? Bă, eu cred astea că... sunt detalii extrem de importante. Trebuie să le lași într-o placă de asta memorială. Premiza primarului a fost... Câte grade erau afară în ziua respectivă? Premiza primarului a fost următoarea. Hai să-i mulțumim Vioricăi Dăncilă. Dar nu poți să scrii doar Viorica Dăncilă, că o să sară ăștia de la... Pune-o într-un context. Pune-o într-un context. Pune-o între Dumnezeu și Zetea. Da. Sau Zetea. Cum îl cheamă pe ăsta până la urmă? Zetea. Da, da. Și Zetea cine? Pare la trecut Zetea. Și Zetea ceva? Sunăm acum la domnul primar. Țiplea. Domnul Țiplea, să ne întrebăm Vasile. Cum s-a declanșat această intenție de a o gravă... S-a ajuns la placa asta memorială. Că ideea este că noi nouă cu Viorica Dăncilă, domnule, ne cam jenă, adică... Ne gândeam cum să o ștergem din istorie și omul o bate în piatră. Serios, chiar vă simțiți bine așa, treceți în fiecare zi pe lângă școala aia și vedeți Viorica Dăncilă, Viorica Dăncilă. Eu sper să o șteargă și doamna Dăncilă de unde este. Da, măcar deocamdată să o ștergem de pe plac. Curiozități pe aici, că am senzația că domnul Țiplea ne cam dă țeapă. Adică? Da, să răspundă. Păi stai să vedem dacă ne răspunde la telefon, îl întreb direct. Vreau să-l sperii. Vă că nu răspunde. El e un primar curajos care a fugit de la PMP. Haideți, la domnule, PSD. Că vrem să vă felicităm pentru... Hai, domnul
Adică nu vreți să vorbiți cu noi? Sau nu s-a făcut legătură, da. Eu nu vreau să jignesc un traseist de la PMP la PSD, dar vreau să înțeleg de ce se semnează în felul următor. Preot, profesor, Vațile Țiplea. Profesorul fi. Dar preot n-are cum să fie. Preot n-are pentru că e în politică și în politică n-are ce căuta. Noi știm că preoții nu au acces în partide politice. Da. La un moment dat, Biserica Ortodoxă a permis preoților să candideze independent la Consiliul Local. Dar nu poți fi preot și membru de partid, adică, domnul Vațile Țiplea. Adică dacă ai fost preot și ai renunțat la preoție, gândindu-te că ești nu mai ești preot. Nu mai ești preot, dar nu te mai semna ca preot. Păi cum te semnezi tu ca preot dacă nu ești preot? Da. Păi poți să vin să mă spovedezi la matale sau îi spui totul lui Zetea, șeful de județ? Adică între noi fie vorba. Nu poți și cu Dumnezeu și cu PSD-ul. Trebuie să alegi în România cel puțin, pentru că nu-ți permite Biserica Ortodoxă. Adică mi se pare că e fals și uz de fals. Am mai și bătut în piatră preot acolo. Vor veni generațiile următoare și vor spune: uite, domne, omul ăsta era și la PSD, era și preot, era și cu Dumnezeu. Dar important să... el nu era. Dar important să înțelegem că toate lucrurile astea care sunt făcute, câte ele sunt făcute, că nu s-a făcut mare lucru, numai sunt făcute din banii noștri, nu din banii guvernului. Nu doamna Viorica Dăncilă a făcut cinste. Adică mergi de regulă, să zicem că vara mergi pe autostrada Soarelui și la un moment dat vezi un banner mare făcut cu sprijinul guvernului român sau de către guvernul. Dom'le, normal că a făcut, dar cu banii mei. Adică nu îmi scoți ochii că ai făcut ceva pe banii mei. La fel și firma asta. Nu mi-a realizat acolo că a făcut pe bani, așa își câștigă existența până la urmă. Din ce fac? Nu știu, i-ai dat ceva de lucru. Adică el să-ți mulțumească că i-ai dat de lucru. Acum, pe de altă parte, uite, ne putem uita la Pro TV. Se poate întâmpla oricui. Să la ce vrei dacă ai cameră. Ce zi, da, seara, și dai pe un serial, se numește Vlad. Și la un moment dat acolo scrie, în dreptul serialului, cu sprijinul Guvernului României. Știi că și cei de la Sfierbinți au cerut sprijinul Guvernului României. Și le-au primit? Deci s-a investit în acest serial. Și măcar merită? Cu sprijinul Guvernului României. Îți place? Ți-a plăcut? Adică te uiți? N-am urmărit, dar am rămas cu impresia că e cu sprijinul Guvernului României făcut. Păi să puneți și acolo și pe generic să scrieți sprijinul premierul României fiind Viorica Dăncilă. Acum și emisiunea asta poate fi percepută ca fiind cu sprijinul Guvernului României, în sensul că ne dau materiale. Eu foarte mult de potrivă. Lucru. Ne dau materiale foarte mult de lucru, adică avem de lucru. Bă, că ne-am descurcat și dacă n-ar mai fi doamna Viorica. Eram aici și înainte de Viorica Dăncilă. O să rămâne mai și văd. Dar parcă ne-a distrat bine. Lui Dumnezeu rămâne și după Viorica Dăncilă. Ne-a distrat și bine cu Viorica. Nu, eu nu spun, eu nu regret pe Viorica în calitate de subiect de presă. Da. Dar, știi, chiar cu riscul de a râde mai puțin, cred că meritam altceva la Palatul Victoria. Ne puteam descurca cu altceva la Palatul Victoria. Puteam și cu altceva, adică ne-am descurcat noi cu Dal de Tudose, cu Grinden. Măi, Răzvan, dar trebuie să ajungem la un moment culminant când doamna Viorica Dăncilă, doamnei Viorica Dăncilă îi se dedică și un tablou. Deci dânsa a devenit așa un deci personaj. Deci poezia a avut. Poezia a avut. Declarații de dragoste acolo. A avut. Da. E gravată în piatră acolo, va rămâne pentru eternitate în orașul Dragomirești, județul Maramureș. Și ți apare doamna Mariana Gâjiu, primărița din Cumpăna, președintele organizației de femei PSD Constanța, și face o odă, construiește o odă la adresa Vioricăi Dăncilă. Cel mai tare moment din istoria acestui an. Cu asta rămânem după anul ăsta. Doamnă președinte al Partidului Social Democrat, candidata noastră la funcția de președinte a României, când dumneavoastră sunteți dumneavoastră firească în mijlocul oamenilor să vă atingă, atunci percep adevăratul om Viorica Dăncilă. Și nu doar acolo unde vă spune cineva, acolo mergeți, asta spuneți, asta citiți. Doamne președinte, în primul rând, sunteți mamă. Tocmai de aceea, Organizația Județeană a Femeilor Social-Democrat Constanța vânmânează un tablou și întutipează făptura mamei cu copilul alături. Îngerașul care se simte cel mai bine la pieptul mamei, care se simte cel mai bine apărat de o mamă, care se simte cel mai bine și cere apărarea tuturor copiilor României, de premierul României, de președintele Partidului Social Democrat, de candidatul la funcția de președinte al României. Aceasta sunteți dumneavoastră astăzi, mamă pentru copiii României, mamă între mame. Trebuie să explicăm că nu e o parodie, deci este un moment petrecut în urmă cu 2 săptămâni. Deci că e petrecut în urmă cu 50 de ani. În viața reală!
Deci nu cineva s-a adunat acolo să facă o parodie, să o ironizăm pe doamna Viorica. Nu, domnule, evenimentul ăsta chiar s-a petrecut și a încântat-o foarte mult pe doamna Viorica Dăncilă, ba chiar și pe cei de lângă. L-ați văzut și pe Teodorovici acolo și el implicat în situație. Deci oamenii aceștia au plecat probabil de la acest eveniment încântați. Uite-ne ce frumos a vorbit doamna... Cum o cheamă? Doamna Mariana Gâjou. Cum? Gâjou? Gâjou. Doamna Mariana Gâjou. Ați ascultat-o pe doamna Mariana Gâjou. Am crezut că doamna Mariana Gâjou va organiza o școală de vară la Fenian. Pentru că eu nu cred că am avut așa nici în ultimii 5-6 ani de comunism. Deci n-a fost așa. Chiar da învergura asta. Deci sunt oameni acum care... Oameni care au prins comunismul și spun uite că se putea face și mai bine decât îi ieșea Lucea Ușescu. Se putea face ceva frumos și pe vremea Lucea Ușescu. Dar nu chiar atât de frumos. Nu. Deci a dus... Deci nu ai ce comunism să... Nu ai cu ce să mai compare așa ceva. Așa ceva nu există în lumea reală. Deci, să-ți spun, un dictator de nivel mediu s-ar fi simțit prost. N-ai cu cine să... Nu, tu și gândește-te tu la un dictator de ăsta. Ar fi fost ceva genul... Știi, orice om normal ar fi zis, mulțumesc. Gata. Nu, deci nu aveai cum, nu mai există în momentul de față pe piață genul de dictatură unde astfel de momente să fie în regulă. Deci îți spun în Coreea de Nord că ar fi început lumea să se uite în jos, da, el cam exagerează. Deci nu ai unde să încadrezi momentul ăsta, nu în Europa. Nu știu unde. Deci nu-mi dau seama în care colț al globului așa ceva ar fi putut fi considerat cât de cât în regulă. Cât de cât în regulă. Deci nu se poate. Vă dați seama că doamna Mariana Gâtu, cum ai zis mă? Gâjou. Gâjou. Doamna Gâjou. În sensul bun al cuvântului. E cea mai răsărită dintre femeile pesediste din Constanța, dacă a fost alesă șefa lor. Ați spus, cine să ne conducă? Mariana Gâjou să ne conducă pe noi femeile pesediste. Și îți dai seama că Viorica Dăncilă nici măcar n-a tresărit. N-a avut o tresărire de mușchi, ceva de gen... Băi, e neregulă, nu? Teodorovici, nu? El îi făcea semne pe sumasă. Că n-a tresărit Viorica Dăncilă e una, dar și oamenii din preajma Vioricăi Dăncilă, dom'le, lor nu li se părea totuși nimic în neregulă acolo. Deși ei trăiau acest eveniment deci era ca pe unul natural, organic, îl trăiau organic. Uite cât de frumos așa vorbește. Normal, meritocratic, așa s-a ajuns, aici s-a ajuns. Uite, cineva care știe să mulțumească doamnei Viorica pentru ce face pentru noi. Mă, cum mamă între mame? Nu, mama României, mă! Și după aia mama întregii români. Cum mă întreagă mama României? Păi nu e mă mama! Cum să făceam nebunit? Cum ar fi să mă trezesc cu... Nu nevoia să mai vezi o dată momentul ăsta? Eu vreau să mai vezi momentul ăsta până terminăm emisiunea de 2-3 ori, dar lasă-mă puțin. Deci cum să vii tu să mi-o bași pe gât pe Viorica Dăncilă și este mama voastră? Nu este domnule mama mea, luați-o de aici. Plecați cu ea de aici, duceți-vă acasă. E mama lui copilul ăla de la curtea de conturi. Da. Nu-i mama mea. Deci au ridicat o postură după ce a venit celălalt, nu pot să zic lingău, că ăsta era cuvântul pe care îl căutam. Era domnul Fifor. Nu, mai jos, mai du-te, mai coboară pe ierarhie. Căprar. După ce a venit Căprar și a zis că are puteri supranaturale, avem la Constanța că e mama României, nu mama răniților, mama României, singura care s-a apropiat, Regina Maria, dar nu-i da vergura lui Viorica Dăncilă. Tu nu știu ce mai urmează. Păi spune ce urmează, să vină Marian Oprișan. Va trebui să realizăm. Să vină Marian Oprișan să spună că el este Viorica Dăncilă. Sunteți și mama mea, doamnă Viorica Dăncilă. Și dacă sunteți mama mea, să știți că dumneavoastră sunt eu, pentru că eu sunt propria mea mamă, ar explica Marian Oprișan, un personaj halucinant. Dom'le, crezi că e o chestiune de timp până când avem poze cu Viorica Dăncilă în clasele din școli? Nu, eu nu cred. Eu am luat manualele copiilor. Pe prima pagină e Viorica Dăncilă. Și am răsfoit repede ca să ajung la prima pagină, că de regulă ei din capătul ălalt și am dat repede, până am ajuns. Zic, bă, de ce nu-i portretul doamnei Viorica Dăncilă? Doamne, e academician Viorica Dăncilă. Dom'le, de ce nu s-a pus aici Viorica Dăncilă? De ce nu s-a proptit pe prima pagină a manualului? Ce o împiedică să fie așa? Ce o împiedic? Hai să mai vedem. Urmărim odată, încă că odată, nu... Încă odată, poate mi s-a părut. Da. Doamnă președinte al Partidului Social Democrat, candidata noastră la funcția de președinte a României, când dumneavoastră sunteți dumneavoastră firească în mijlocul oamenilor să vă atingă, atunci percep adevăratul om Viorica Dăncilă. Și nu... Doar acolo unde vă spune cineva, acolo mergeți, asta spuneți, asta citiți. Doamnă președinte, în primul rând, sunteți mamă. Tocmai de aceea, Organizația Județeană a Femeilor Social-Democrat Constanța vă înmânează un tablou și întruchipează
căptura mamei cu copilul alături. Îngerașul care se simte cel mai bine la pieptul mamei, care se simte cel mai bine apărat de o mamă, care se simte cel mai bine și cere apărarea tuturor copiilor României, de premierul României, de președintele Partidului Social Democrat, de candidatul la funcția de președinte al României. Aceasta sunteți dumneavoastră astăzi, mamă pentru copiii României, mamă între mame. Dom'le, dacă facem analiză pe text, descoperim noi valențe ale acestui discurs emoțional. Superficial la început, am tratat cu superficialitate. Dom'le, avea mesaje ascunse, că se ca simbolurile masonice. Da. Zice la un moment dat doamna Gâtu. Gâju. Gâju. Cerem apărarea tuturor copiilor României de premierul României. Viorica Dăncilă. Da. De premier. De premier. Păi dumneavoastră da. Sunteți dumneavoastră, i-a spus. Păi nu, dar stai că Gâju are un pic de dreptate. Da, dom'le, e clar. În partea asta. Copiii ar trebui totuși protejați deci, de premierul României. Cine îi protejează pe copii de premierul României? Și niște chestii decisive. Da, săraca poate nu și-a dat seama ce a vrut să spun. Dar eu te întreb, că în momentul când privim așa cu întreabă oarecare... Întreabă și eu mă întreb multe lucruri singur. Da, privim cu oarecare și superficialitate și cu atitudinea asta un pic ofuscată. Dom'le, dacă ai fi dat textul ăsta domnului Budăi de la Ministerul Muncii să-l spună, tu crezi că ar fi reușit să-i dea anvergură, să-i dea amploare, să-i dea atâta entuziasm? Patos, emoție, trăire. Singurul care poate s-a ridicat la nivelul domnului Budăi, căci domnul Budăi e unic, ar fi domnul Andrușcă. Dar cum nu se mai practică domnul Andrușcă, nu se mai ține acolo Andrușcă? Ne bucurăm de Budăi și avem un discurs al domnului Budăi, avem niște declarații ale domnului Budăi, domnul Budăi e un fenomen și el al naturii. Noi ne mirăm cum a ajuns până la vârsta asta singur. Am întrebat în legătură cu problemele sale, de exemplu cu faptul că nu se mai pot da salariile ministerele unde miniștrii au plecat. Hai să ascultăm ce zice domnul Budăi. Puteți să-i ajutați în vreun fel? Există vreo altă soluție să fie plătite salariile? De aici vei pleca la guvern, vom avea o întâlnire acolo și vom discuta. Eu pot să vorbesc de ministerul meu, nu am nicio problemă în acest sens. Cu cine veți discuta? Păi, probabil ne vom întâlni cu colegii și voi vedea. Nu știu ce să vă spun acum, nu e un minister de care mă ocup eu ca să pot da informații. Mâine expiră interimatul și domnului FIFOR poate să-și delege atribuțiile unui secretar de stat, acesta ar putea să semneze pentru a fi plătite salariile dacă în situația în care îi expiră mandatul, interimatul. Delegarea se face pe perioada când deții acele atribuții. Atribuțiile, știu că se deleagă on persona, de la persoană la persoană. Poți delega niște atribuții atunci când le ai. La expirarea mandatului, sigur că nu mai ai acele atribuții și nu le mai poți delega. Deci vor fi probleme cu plata salariilor și ceea ce înseamnă... Eu zic să discutați cu fiecare ministru de resort, eu răspund în dreptul ministerului meu. Dar nu s-a luat o decizie la nivelul guvernului, având în vedere că s-au... Insistați pe o problemă care nu aparține Ministerului Muncii și chiar nu vă pot răspunde. Mulțumesc dacă nu mai aveți. Și de protecția angajaților, la o adică, nu? Cu siguranță vom găsi o soluție în guvern. Aveți încredere în omul acesta, el este un identificator bun de concluzii, nu? Și mai ales de soluții. De soluții, ce aveți încredere, va găsi o soluție, nu e niciun fel de problemă. Dacă nu găsește Budăi soluții, cine să găsească soluții, cât de calm a fost el, merge să vadă dacă lucrurile vor fi... Mă, dă-i lua un tablou în mână și pune să prezinte. Dă-i un copil în mână, dar ai grijă să nu-l scape. E o problemă, domnul Budăi, pentru noi. Mergem și noi un pic de pauză de publicitate, căutăm o soluție și revenim de la 19.